Nu a respectat ordinul de protecție impus de oamenii legii și a ajuns în arest. Bărbatul reținut a fost acuzat că și-a agresat tatăl și avea interdicție de a se mai apropia de bătrân sau de locuința acestuia. De 1 aprilie, agresorul de 40 de ani a mers acasă la tatălui și a început să-i adreseze injurii. Aroganța l-a costat destul de scump, deoarece a fost dus direct în arest. Polițiștii din Cărbunești au reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă Alipe Jegorș, un bărbat de 40 de ani din comuna Prigoria, fiind bănuit de nerespectarea ordinului de protecție instituit de instanța de judecată. În urmă cu aproximativ o lună, pe numele acestuia a fost emis un ordin de protecție pentru 60 de zile, având în vedere că își lovise tatăl în urmă cu câteva zile. Bărbatul avea interzis de a se mai apropia de locuința tatălui său sau de persoana vătămată, precum și de a lua orice fel de contact cu acesta. Judecătoria din Târgu Cărbunești a emis în data de 8 martie împotriva bărbatului de 40 de ani un ordin de protecție pe o perioadă de 6 luni. Acestuia i-a fost interzis orice contact cu tatăl său, inclusiv telefonic, dar i s-a impus și păstrarea unei distanțe de 100 de metri față de bărbat și de locuința sa.